Iubiți creștini, deschidem cuvântul Domnului Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Voi citi un singur verset, mulți dintre noi îl cunoaștem. Pagina din Biblie, 926. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și cred că merită să spunem pentru tot ce a fost și va fi lăudat să fie Domnul. De cele mai multe ori când apare termenul inimă în Biblie, nu se referă la mădularul care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Deși îi mulțumim Domnului pentru asta și îl glorificăm că în fiecare zi ne poartă de grijă și ne trezește în fiecare dimineață. Îi spuneam recent unei persoane care tare mândru era și tu pe ist, aș spune, am zis, las-o mai moale. Când o să-ți bagi inima în priză și o să poți să mergi mai departe fără ajutorul lui Dumnezeu, ai toate motivele să fii un om mândru. Până atunci, a cât timp depindem de el, ce alta cere Domnul de la noi decât să fim smeriți? De cele mai multe ori, iubiții mei, în Biblie, cuvântul inimă se referă la suflet, la minte, sentimente, și voință, la rațiune, sentimente și voință. Acolo este locul central al deciziilor noastre, al voinței noastre și al simțurilor noastre. Iar astăzi aș vrea să ne uităm la acest verset și aș vrea să ne uităm la importanța unei inimi curate. Nu zis aici fericit de penticostal, fericit de păstori, fericit de aia care dau un milion de euro la săraci, de ce Dumnezeu pune accent așa de mare pe o inimă curată? În prima parte a mesajului vreau să ne uităm la stările inimii noastre în relație cu Dumnezeu. Sunt trei stări pe care le-am găsit în Biblie, cel puțin trei. Iar prima stare despre care Biblia vorbește este inima împietrită. Exod 7 cu 13, inima lui Faraon s-a împietrit. Și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Aici nu e vorba de cineva care nu știa. Făcuse minuni multiple Moise în fața lui Faraon. Îl abusese pe Dumnezeu prin minunile lui și îl prezentase lui Faraon. Însă Faraon de bună voie a decis că nu dorește să asculte. Citeți din Ezechiel 3 7 ca să vedeți că inima pietrită are întotdeauna legătură cu voința noastră. Ezechiel 3 cu 7. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte. Căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Frank Turec, unul din cei mai buni apologeți ai lumii noastre, ai contemporan cu noi, întreba un ateu, dacă îți demonstrezi că Dumnezeu există, devii creștin și o zis ateu nu. Deci problema ta nu e o problemă de argumente, ci o problemă de voință. Și spunea bine cineva, pentru cel care crede, am o mie de argumente, pentru cel care nu vrea să creadă, n-am niciunul. Ezechiel, să fii foarte atent, poporul la care te trimit, nu are o problemă cu Biblia, că nu are Biblia tipărită, vorbesc în termeni noștri, că nu are Biblia pe proiector, că nu cunoaște voia mea. Oamenii cu inima împietrită au o problemă de voință, nu doresc. Vorbeam cu cineva recent, îi prezentam pocăința și au zis, m-aș pocăi. Dar au zis, când știu că trebuie să renunț la banchete, la chermeze, la distracții, să știi că efectiv nu vreau, recunosc că nu vreau, îmi place viața asta. Iubiții mei, o inimă împietrită este inima care nu dorește să fie schimbată, nu dorește să asculte, dorește să fie independentă și să facă ceea ce ea vrea, dar de fapt nu face ce vrea ea, ci face ce vrea celălalt stăpân. O a doua stare a inimii pe care am găsit-o în Biblie este inima schimbată, dar parțial. Parțial. Doi împărați 10 cu 30 și 31, Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam, vor ședea pe scaunul de domnie a lui Israel. Doi împărați, 10 cu 30 și 1. Totuși Ehun a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care tărâse Eroboam pe Israel. În 10 octombrie 2010, când am făcut nunta, dacă i-aș fi spus soției mele, îți dau 95% din inimă, nu s-ar fi căsătorit cu mine. Iubiții mei, Dumnezeu nu-i mulțumit cu 5% și ce e interesant e că diavolul îi mulțumit cu 5%. Dumnezeu nu-i mulțumit cu 95% și diavolul nu-i mulțumit cu 5%. Sau e mulțumit cu 5%, cu 10%, dar vedeți, diavolul nu vrea tot, un pic, că te agați apoi. Dumnezeu însă vrea tot. Strigătul și durerea lui Dumnezeu pentru Israel, că și pentru oamenii din ziua de astăzi, este din cauza unei inimi schimbate doar parțial. Ioel 2 cu 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. La o chemare în față, un predicator remarca că unul din cei care venise în față venea cu mâna în buzunar și mestecând gumă. O venise să se predea Domnului. Iubiții mei, atunci când venim înaintea Domnului, trebuie să venim cu plâns, cu bocet. Păcatul de care nu te plângi, de care nu plângi, nu vei scăpa niciodată de el. Cei mai mulți creștini sunt în categoria inimii schimbate parțial. Un bărbat se ruga cu păstorul său lângă Amvon și s-a rugat o rugăciune pe care păstorul o auzise de multe ori înainte. Aceeași rugăciune. Doamne, scoate pânzele de paianjen din viața mea. În timp ce a spus acest lucru, păstorul a întrerupt rugăciunea și a zis, omoară, Doamne, pe Omoară pe De multe ori ne întoarcem la aceleași lucruri. Ne mărturisim, poate plângem pentru ele, dar le reluăm din nou. Cineva ne o cură de slăbire pentru sănătate, Însă într-o zi a o problemă, trebuia să meargă până în centrul orașului și trebuia să treacă pe lângă o cofetărie. El a pus un semn și aveți mare grijă cum pune semne. Și a zis, dacă nu găsesc loc de parcare, înseamnă că nu trebuie să mă opresc să iau o prăjitură. Tot el avea să mărturisească mai târziu, a opta oară, când m-am învârtit în jurul cofetăriei, am găsit un loc de parcare. Iubiții mei, s-ar putea să zâmbim, dar exact asta e problema multor oameni. Spun, Doamne, scapă-mă de păcatul X, dar tot pe lângă păcatul X se învârt. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe în totalitate, trebuie să părăsești sursa ispitei. 3. O altă stare a inimii în relație cu Dumnezeu este inima curată. Inima curățită prin jertfa Domnului Isus, prin pocăință, dar vreau să subliniez aici ceva foarte important. Niciun pacient nu poate fi vindecat de un doctor sau tratat de un doctor dacă nu recunoaște că e bolnav. Mi s-a întâmplat ca slujitor să întreb nu odată unde ai fost marți la rugăciune, dar e treaba ta, zice? Vreau să vă întreb, poți să ajuți un astfel de om? Nu ai cum să ajuți. Îmi spunea cineva recent pe Facebook ar trebui să mai slăbești înainte să predici. Și am răspuns cu dragoste: dacă slăbesc câteva kilograme, adevărul pe care îl spun va avea impact mai mare? Știți, noi de multe ori căutăm ceva la cel care transmite adevărul. Ca să anihilăm mesajul, lovim în mesager pentru că nu ne place mesajul. Unde vreau să ajung? Nu poți să fii curățit până nu conștientizezi că ești murdar. Dacă eu merg la medic și medicul îmi spune, și am fost la două operații până acum, și eu îi spun, domnul medic, de ce vă legați de mine? Domnule, -mi n-ai nicio problemă? Nu o să pot să fiu tratat niciodată. Eu trebuie să accept mai întâi că sunt bolnav ca să fiu tratat. Dacă mă duc și spun, am o problemă cu soacra, cu cumnată, cu verișorul, cu fratele meu, ei sunt bolnavi, nu eu, o să zic că doctorul, păi trebuie să lași pe ei să vină. Spunea cineva în une unei predici, predica asta a fost foarte bună. Dar e tare păcat că nu a fost nevastă mea la Biserică, zice. Iubiții mei, predica aceasta este pentru noi astăzi. Dumnezeu vrea să te curățească, dar te întreabă, vrei? Vrei și tu? Haideți să vedem ce murdărește inima. Matei 15 cu 19, păcatul murdărește inima. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile prea curviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Avem și prieteni între noi, vreau să profit să citesc și Galateni 5 cu 19. Faptele firii pământești sunt următoarele. Galaten 5 cu 19. Prea orice relație în afara căsătoriei. O zis Paul Washer, când ai spus da soției tale, ai spus nu oricărei alte femei din lumea aceasta. E adevărat că în ziua anunții o zici, sigur, amin, dar după 20 de ani mai spui așa? Curviile, orice relație, tip concubinaj, plăcere, fără responsabilitate, necurăția, desfrânarea, închinarea la idole. Știți câți români încă folosesc horoscopul? Acum vreau să vă spun ceva foarte clar. Horoscopul spune că ești taur, că ești scorpion, că ești berbe, că ești leu. Păi să stai cu un scorpion în casă, să știți că nu e un lucru ușor. Acum vreau să vă întreb, știți ce spune Biblia că suntem? Suntem copii Domnului. N-ar trebui să fiu mai atent la ce spune Biblia? Păi când stai cu un taur în casă, asta sparge geamuri, sparge ușă lovește cu pumnul. Dar tu l-ai ales. Alege pe cine vrei să iubești, apoi iubește pe cine ai ales. Iubiți mei, închinarea la idoli. 65 de de români au fost la Iași să se închine la moaștele Paraschivei. Știți de ce? Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Pavel spune în Timotei, este un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos nu mă poate ajuta schiva, dacă supăr pe cineva sau jignesc și se pocăiește, vreau să supăr. Nu mă poate ajuta Arsenie Boca, îmi spunea cineva care lucra la mormântul lui Arsenie, acum nu mai lucrează, lucra ca și paznic, că am în fiecare zi saci cu mii de euro. Și o zis, Cristi, îmi părea rău, că luam ultimii bani după oamenii sărași din România care veneau cu probleme și erau sincere, dar era în necunoștință. Închinarea la idoli. Poți să lași mai departe, la 5 cu 19, pentru că dacă nu știm ce ne murdărește, nu ne vom feri de sursa mizeriei. Vrăjitoria, vrăjbile, certurile. Bun, nu mă închin la boca, dacă când mă cer cu vecinul, nu? Certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide. Invidiile. Acum, nu știu cum e la voi în Austria, la noi, la români, să te păzească Domnul să zei o mașină mai faină ca vecinul. Ești terminat. Cel puțin doi ani nu mai vorbește cu tine. Atâta invidie. Să ai tu o poșetă mai frumoasă sau un telefon. Invidie. Știți că sunt crime multe în Biblie din cauza invidiei? Irod ucide din invidie. Pilat spune acolo că știa că din invidie dăduse pe Iisus în mâinile lui. Cain ucide din invidie. De ce la când predica Abel plânge biserica și se pocăiesc oameni și când predic eu nu? Păi mai ușor să-l omor pe el decât să mă evaluez pe mine și să mă schimb, nu? Pismele, uciderele, bețiile, îmbuibările. Frate Crist, da unde scrie de țigări? Tatuaje, pariuri sportive, jocuri de noroc, Pornografie pe telefon? Curvie online? Unde scrie? Auziți, unde scrie? Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Ce spune Cristi Borei nu are importanță. Ce spune Biblia are mare importanță. Vă spun mai dinainte cum m-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am o veste bună pentru toți cei prezenți astăzi aici, indiferent de confesiunea din care faceți parte, sângele lui Isus Hristos are putere să-și pele oricare din păcatele acestea. Cu o singură condiție: să-mi rău, să plâng și să mă las de el. Doamne, ajută-ne la asta. A, ah, dar stați că de, de minciună nu. Deci pot să-mi, nu? Apocalipsa 21 cu 8, te rog frumos. Se repet o parte din păcate se mai adaugă categoria fricoșilor. Eu nu mă pocăiesc, spunea cineva că nu poți să țin pocăința. Am o veste bună, pocăința te ține pe tine, nu tu ții pocăința. Când mă duc până în mol, au impresia copiii că ei mă țin pe mine de mână. Eu îi țin pe ei, să nu-i scapă la cu jucării. Eu îi țin pe ei. Foarte mulți au impresia că ei îi țin pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu te ține pe tine de mână. Tu mai ai apucat de mână? Dreaptă. Au zis fricoși, necădincioși, cârboș atenție foarte mare, ucigaș, curvar, vrăjitori, închinători la edol și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Iubiții mei, o să spuneți, frate Crist, eu nu sunt de acord cu ce scrie aici. Nici gravitatea nu e de acord când caz de pe cu tine. Nici măcar nu ține cont de părerea ta. Dacă eu pun porumb în pământ, îmi ies aproape 3.000 de boabe pe un trunc cu 3-4 știuleți, 800 de pe un știulete. Pământul nu ține cont de părerea mea. Biblia nu ține cont de părerea ta. Eu trebuie să-mi schimb părerele după Biblie. Doamne ajută-mă la asta. Curățirea iubiții mei este un eveniment. Păstrarea curăției este un proces. A face curat în casă e una și teama surorilor cea mai mare. A păstra curățenia este alta. A păstra curățenia este, alta. Ei în fiecare zi din apa cuvântului pentru a menține inima curată? O spus Domnul Isus, eu sunt apa vieții. Dar unde o găsesc? În Biblie. De ce veni marți, joi la biserică sau când aveți program fiecare? Pentru că mergând pe trotuarele lumii, sunt stropit cu mizerie, sunt stropit la servici, sunt stropit într-o parte și în alta. Și vin aici să mă curățesc, să-mi păstrez curățenia. Că e mai ușor să te speli când ai o pată decât când ești murdar din cap până în picioare. Haideți să mergem mai departe, să vedem semnele unei inimi curate. Cum pot să văd o inimă curată? Bun, am înțeles că la doctor, dacă am probleme cu inima fizică, sunt aparate care detectează. Dar cum pot să văd o inimă curată sau o inimă bolnavă? Iubiții mei, o inimă curată are gânduri curate. Un om cu inima curată este curat în gândire. Ieremia 4 cu 14. curățește inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? Da. Ai gânduri curate? Am gânduri curate? Sau cel cu care vorbesc trebuie să-mi zică fie cum zici, nu cum gândești. Spuneam ieri la tineri și o repet și astăzi, 85% din informația care intră în mintea noastră vine prin ochii noștri. De aceea e foarte important la ce mă uit în fiecare zi. Un bărbat vrea să arate un plan de construcție la cineva pe bancă. Și când deschis telefonul a apărut o imagine murdară. Jenat, nu știa cum să iasă, o zâmbit într-o parte acolo. Nu mai era zâmbetul unui, unei inimi murdare, a unei gândiri compromise. Din minte pornește totul. Acolo este locul ascuns pe care nu-l știe nimeni decât noi și Dumnezeu. Mintea ta este ca o pâlnie. Eram copii la casă, lucram împreună cu părinții, la animale. După ce mulgeam vacile împreună cu tata, mama punea laptele în sticlă. După ce îl filtra laptele prin acea site, prin tifonul acela, a laptele cobora prin pâlnie în sticlă. Imaginați-vă pâlnia ca și mintea noastră. Dacă pâlnia aia a fost folosită pentru orange jos, pentru suc de portocale înainte și n-a fost clătită, cel mai bio lapte din România era compromis din cauză că pâlnia era murdară. Iubiții mei, noi suntem ca și o sticlă și pâlnia este mintea noastră. Dacă pui pietre în moara minții, o să ai nisip. Dacă pui grâu, o să ai făină. În niciun caz nu poți să pui pietre și să ai făină. E foarte important cu ce îți umpli mintea în fiecare zi. Și aici am să vă rog să fiți foarte atenți ca și părinți și să fiți foarte responsabili pentru copiii dumneavoastră. Zic cu toată responsabilitatea ca un om care, lucrând în informatică, am văzut multe lucruri și înțeleg ideologia cu care se confruntă lumea secolului 21. Cei de la World Economic Forum au spus așa, dați-le droguri și video games și să ai noștri. Atenție mare ce le dați copilor dumneavoastră. Fata mea are 12 ani acasă și nu are telefonul ei personal. Știți de ce? Copiii români de la 6 ani consumă pornografie pe telefon. Aveți foarte mare grijă. Îmi permit să cumpăr un iPhone 15 și îți permis să-mi cumpere un iPhone 15. Telefonul în sine nu-i păcat, la fel cum cuțitul nu-i păcat. Dacă ești nervos, cuțitul te bagă la închisoare. Dacă ești bucătar, cuțitul te face master chef. Însă cuțitul ăla, dacă îl dai la un copil de 2 ani, se va răni. Telefonul nu-i păcat. Modul în care folosim telefonul poate fi o binecuvântare ascultând o predică sau poate fi o ruină uitându-mă la imagini morale. Însă dacă pui telefonul în mintea sau în mâna unui copil care nu-i matur să aleagă între bine și rău, îți vei distruge copilul. Cele mai mari probleme pe care le avem astăzi sunt cu tinerii, la care părinții le-au făcut cadou de la 10, 11, 12 ani, 8 ani, telefon. Au zis, lasă că dacă stau pe desenie toată ziua, eu am pace. Acum ai pace, când o să aibă 18 ani, nu o să ai pace. Copiii mei se joacă o singură oră pe săptămână. Nu vă cer să faceți la fel. Dar nu vreau să fiu ipocrit și să vă spun să vă cer vouă și eu să nu fac la fel. O singură oră pe săptămână, sâmbăta, un joc care să fie cât de cât ok. Bineînțeles că așteaptă sâmbăta mai e ceva ca evrei, sabatul. Aș putea să le dau 10 ore pe zi să se joace. Dar dacă le-aș face lucrul ăsta, ei vor fi viitorii pușcăriași ai României. Am închis paranteza, să nu uitați că moartea vine și pe fereastră și una din fereste se numește Windows. Cine are urechi de auzit să audă. O inimă curată, în primul rând, înseamnă o gândire curată, apoi o inimă curată înseamnă vorbe curate. Nu poți avea o inimă curată și glume proaste și vorbe murdare. 2 Corinteni 2 cu 17 Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel spune, nu știu ce ai în inimă, dar ascultându-ți limbajul, poți să bănuiești ce este acolo. De Defăimarea, bărfa, minciuna, sunt semnele unei inimi murdare, iubiții mei. Dacă ați auzit că Cristi Boariu fumează, ce-a spune? Incredibil! Dacă ați auzit că bârfește, e ca și noi. Dar să știți că fumatul face mai puține ravage ca și bârfa, pentru că fumatul distruge plămânii unui om, bârfa distruge o comunitate. De aceea mă rog astăzi să fim foarte atenți la ce transmite mai departe. Dumnezeu a trimis solii lui din cer să verifice dacă la Sodoma și Comora lucrurile erau în tocmai cum auzise. Deci Dumnezeu nu și-a permis să judece o cetate, să rostească o sentință până să nu verifice personal. Tu de ce îți permis să judești pe cineva până n-ai văzut cazul acela sau n-ai evaluat cazul acela? Iubiții mei, să știți că nu e ușor să ne menținem inima curată. Atâtea vorbe între noi care pătează, care murdăresc. În Grecia antică, Socrate a fost foarte apreciat pentru înțelepciunea lui. Și într-o zi, un cunoscut al marelui filozof a venit la el și a zis: Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Și Socrate a zis: Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește Testul celor trei site. Testul celor trei. Exact, a continuat Socrate, înainte să-mi spui ceva despre studentul meu. Hai să vedem ce ai de gând să-mi spui. Primul test este adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Uh, uh, mm. Nu a răspuns omul, de fapt, am auzit și eu ceva despre asta. Bun, a răspuns Socrate, de nu știi concret dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm un al doilea test. Testul binelui este. Ceea ce ești pe cale să-mi spui ceva bun, ceva pozitiv? Nu, din potrivă. Deci a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău, chiar dacă nu ești sigur că este adevărat? Omul ridică din numărul un pic jânat. Socrate a continuat, ai putea totuși să-mi spui dacă acel lucru este util? Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Uh, nu chiar. Ei bine, a concluzionat Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu e adevărat, nu e bun și nici măcar util, de ce să mai spui? Am fost sunat în urmă cu câteva luni de cineva din afara țării și a zis, de Cristi, vreau să spun ceva despre un pastor, un diacon și un proroc. Și am zis, înainte să-mi spui, este ceva bun? Au zis, dacă era ceva bun, nu te sunam din afară să-mi consumi minutele pentru ceva bun ceva rău. Vedeți că pentru ceva rău facem cost suplimentar și nu-i nu problemă. Ne plac nouă la român știrile picante, spicy. Pentru aia ProTV-ul, iubiții mei, așa, așa o ciudă pe toate știrile astea de pe internet. Pentru aia merg. Că vezi numai violul, târhării, ucideri, crime, accidente. Arătați-mi, vă rog, o știre în care doi s-au împăcat. Să scrie într-un ziar. Doi din Deva s-au împăcat. Păi dar nu mai cumpără nimeni în ziarul ăla. Că noi nu ne place care să împacă, ne place aia care divorțează. Ne dăm bani, să aflăm ceva picant, ceva mizerabil. Și am zis, omule bun, am o întrebare. De -i ceva? Bun? Pozitiv? E o descoperire a unui proroc care mă motivează la sfințenie? Și -am zis, nu. Și atunci am continuat și am spus, am acasă trei tomberoane. La noi firma care se ocupă cu curățenia se numește Retim. I-am rugat să-mi dea patru că suntem nouă persoane în casă și nu ne ajung trei. Mereu trebuie să apăs pe saci în tomberon să intre și să trag capacul. Zic, nu mai am unde să pun mizeria, îmi pare rău. E full. Și am închis telefonul. Știu că s-a supărat. Însă în ultimii ani prefer să supăr oameni decât să supăr pe Dumnezeu. Și vreau să-mi păstrez inima curată. S-ar putea un păstor să greșească că nu-i sfânt și un proroc să greșească că nu-i sfânt. Dar s-ar putea să meargă la mărturisire, să se pocăiască și eu după 20 de ani să-l văd tot cu greșul ăla pentru că cineva mi-a băgat mizeria aia în minte. Aici e problema. Doamne ajută-ne să ne păstrăm inima curată. O inimă curată înseamnă vorbire curată. Trei. O inimă curată, iubiții mei, înseamnă muncă curată. Spunea cineva printr-o rugăciune într-o biserică din Germania, Doamne, dacă mă ajut să rezolv cu mașina asta, era vorba de 12.000 de euro, șase să ai tăi, șase să ai mei. Dar era vorba de o țapă la mașină. N-are nevoie Dumnezeu de banii ăștia. Vine Biblia și ne spune Salmul 24 cu 4, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu -și jură ca să înșele. Am întrebat cineva într-o piață, luând lapte de ani de de la aceeași femeie. Dintr-o dată laptele a fost bun, a fost bio la pătrat. O zis, doamnă, a schimbat vaca, nu ziceam, am schimbat stăpânul. Am schimbat stăpânul, nu mai pun apă în el, gata. De când m-am pocăit, se vede. Iubiții mei, omul integru este omul cu inima curată. Omul curat nu-și fură șeful la care lucrează, nu trage chiul la locul de muncă, îmi spunea cineva, au trebuit să montez camere video, că angajații lucrau pentru ei în loc să lucreze pentru mine. Dar știți că Pavel, într-o vreme în care nu erau camere video, vine și ne spune în Colosem 3 cu 22, robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri, înlocuiți rob cu angajat și stăpâni cu patron. Nu numai când sunteți sub ochilor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție, de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. De Domnul. Nu mi-a fost ușor să învăț să lucrez cu calitate. Era un copil, mama croitoreasă. Într-o zi s-a mutat o familie din, Ameri din Arad în America. Acum cei care se mutau acum 30 de ani din România în America vindeau tot la preț foarte redus, numai să plece. Și erau la vânzare niște biciclete tare frumoase. O singură bicicletă aveam acasă, un Pegas verde al părinților mei, Ni se dădea voie să facem trei ture cu Pegasus după ce terminam curtea, vasele, curățenia, tot. Știți? Și n-am știut că în ziua când ne cerut mama să facem curat în atelierul de croitorie, depindea, de fapt, curățenia de acele biciclete. Și am făcut cum face românul. Știți cum sunt în, în atelierul de croitorie scamele? Nu sunt pe covor, sunt în covor. Acum, dacă aveam Bosch sau Philips ca și astăzi, numai noi eram și Bosch și Philips. Și nu prea am făcut cum trebuie. La final, după ce o găsim mama mizerie preș, cum mai fac unii, scame în covor, au zis, bicicletele pe care am vrut să vi le cumpăr, vor rămâne necumpărate. Să știți că am umblat ani zile pe jos după aceea, dar știu să fac curat astăzi. Iubitul meu, ascultă-mă ce vreau să -ți spun astăzi. Și îți dau exemplu fetei lui Laman fetei din casa lui Naman. A fost luată roabă, a fost luată fără voia ei, probabil părinții au fost uciși în acel război, nu se știe nimic despre ei. Naman, pe cuvântul acestei fete, merge dus întors până în Israel. Vreau să vă întreb, dacă fata asta își bătea joc când spăla vasele sau când făcea curat, mai mergea Naman pe cuvântul ei? Nu trebuie să lungesc acest punct. Lucrați în Austria și în Germania. În România e nevoie să lungesc acest spun. Cinci echipe am schimbat la casă. Pentru că nu au făcut calitate. Munca ta spune multe despre principiile pe care le ai. Patru, curăție în relațiile cu cei din jur, în anturajul pe care l am. O inimă curată își selectează prietenii. Iubiții mei, în 2 împărați 10 cu 15, spune Biblia că Iehu a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recap, care venea înaintea lui, l-a întrebat de sănătate și a zis, inima ta, 2 împărați 10 cu 15, este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Există un cuvânt în terminologia românească care se numește sincer. Acum vă mărturisești ceva. Omul care e hoț îi bănuiește pe toți că hoț. Omul care minte îi bănuiește pe toți că mincinoș. Și omul care e sincer îi bănuiește pe toți că sincer. Și cine suferă cel mai mult în viață? Omul sincer. Pentru care el presă că trebuie să sincer. Dar știți de unde vine terminologia cuvântului sincer, din latină? Sine cera, fără ceară. Nu se referă la fond de ten. Deși și aia e un pic de ceară. În, în epoca antică se făceau vasele de lut, se duceau la piață, pe drum. Din cauza transportului se fisurau și când ajungeau acolo, vânzătorii nu își permiteau să, să piardă investiția. De aceea, în spatele mesei, undeva nevăzut de nimeni, acopereau fiecare fisură cu ceară. Vasul strălucea când îl punea în lumina soarelui, era nou nouț. Când merea acasă și punea lichid în el, nu ținea lichidul, că era fisurat și dat cu ceară. Și atunci au apărut vorba asta, pentru că cumpărătorii s-au prins. Înainte să dea banul, ziceau, sine, ce era? E fără ceară. Parcă și astăzi, când cineva te apreciază, trebuie să întrebi, ei fără ceară aprecierea asta? Când cineva spune ceva, parcă oare chiar e, e sincer omul? Iubiți mei, anturajul unui om curat, cu inima curată, este un anturaj bine selectat. 2 Timotei doi cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, cu omul sincer, cu omul curat. Spunea Spărgen, dacă aș avea un frate care a fost ucis, care a fost ucis, ce-ai crede despre mine dacă m-aș asocia zilnic cu asasinul care a băgat pumnalul în inima fratelui meu? Cu siguranță, și eu trebuie să fiu complicit la crimă. Păcatul l-a ucis pe Hristos, vei fi prieten cu el? Păcatul a străpun inima Dumnezeului întrupat. Iubiții mei, para stricate strică, para stricată strică și alte pere. Într-o zi, la noi în cămară, au mirosit foarte ciudat. Eu, repede, am vrut să arăt soției ce bine mă pricep la mirosuri. Am mers, am pregătit bacon, am pregătit carton, am pregătit lipici, am crezut că este un mouse acolo ascuns și am vrut să-l prind. L-am pus peste noapte, dimineața m-am dus, Nimic. O venit soția și să zis aici nu e vorba de șoarece, aici e vorba de un cartof stricat. Am zis, nu se poate. O mers, o uitat, undeva în spatele cartofilor, undeva acolo în colț, era un cartof stricat care mirosea incredibil. Știți ce m-am gândit în ziua când ea a făcut curat acolo? De ce 99 de cartofi nu reușesc să vindeci un cartof stricat? dar un cartof stricat poate strica 99 de cartofi. Ai grijă la anturajul tău, ai grijă la prietenii tăi, ai grijă la prietenii de familie, familiile firești au distrus pe alții, pe alte familii binecuvântate. Spunea 2 Timotei 1 cu 5, Pavel îmi aduc aminte de credința ta neprefecută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Unice. Și sunt încredințat că și în tine. O credință sinceră venită printr-o mamă sinceră, printr-o bunic, printr bunică sinceră. Cu o inimă curată, cu o credință aliasă. Și vine Pavel și îi spune în 1 Timotei 1,19 pe lui Timotei să păstrez credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căsut din credință. Avem impresia că... Căderea se întâmplă atunci când ești descoperit. Nu, căderea se întâmplă când ți-ai permis compromisul, nu când ești descoperit. De aceea poți să fii descoperit după 10 ani de păcat de către un păstor sau de către cineva. Dar tu de fapt ai căzut cu 10 ani înainte. Timotei, să fii foarte atent. Hainele se păstrează în dulap. Mâncarea în frigider, banul în pormoneu. Că dacă e euro și îl pui afară în curte, va plua pe el și se face praf. Exact la fel, credința care are valoare, care dă roadă, care e binecuvântată, se păstrează într-un cuget curat. Iubiți mei, pentru aia e foarte important, dacă vreau ca Dumnezeu să mă folosească într-un cuget curat, se poate pune un mesaj curat. Sunt multe profeții care vin de la Domnul, multe mesaje care vin de la Domnul biblice. Problema este că atunci când ajung în mintea respectivului sau respective, ele se pot compromite din cauză că acea pâlnie este murdară. Timotee, păstrează cădința curată, dar păstrează -o într-o inimă curată, într-un cuget curat. Eram undeva cu tinerii la un camp, la o tabără și a trebuit să slujesc prin predicare. Am mers la bucătărie și am cerut să mi se facă cel mai bun burger care putea să mi-l facă bucătăria aceea. Și am luat o farfurie murdară, deja folosită, și am venit în fața tinerilor cu burgerul, frumos, curat, fresh, proaspăt și l-am pus în farfuria murdară. Și am zis, este cineva de aici care vrea să mănânce burgerul ăsta. Dar de ce nu vrei să-l mâncați? Și a zis, din cauza farfuriei. Iubiți mei, nu e interesant faptul că un burger curat nu curățește o farfurie murdară, dar o farfurie murdară compromite un burger curat. De aceea să fii foarte atent dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească la servici, la școală, la facultate, la college, unde ești, în biserică. Să ai relații curate, pentru că relațiile curate, anturajul tău, îți va întări obiceiurile bune, pe când tovărășiile rele îți vor strica obiceiurile bune. Și în ultimul rând, ce câștigă omul cu inima curată? ce câștigă omul cu inima curată? În primul rând câștigă mântuirea. Ieremia 4 cu 14 Curățește-ți inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit. Mântuit. În Luca 3 cu 17 ne spune Biblia acela are lopata în mână, Iisus. Își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânare. al pleava o va într-un foc care nu se stinge. Vine o zi, mei, când Dumnezeu ne -am, nu ne va împărți penticostal, baptiști, ortodoxi, catolici, carismatici. O și cineva într-un sat și i-a întrebat aveți pocăiți aici, zice. Și bătrânica au zis de care? De n-aia de sâmbătă sau de duminică? Și omul care a întrebat o zis de năia de fiecare zi. Și o zis de nu avem zice. Nu avem avem multe confesiuni, avem mulți care la recensământ spun că-s pocăieți, că-s creștini. Dar uitați că vine o zi când Dumnezeu face diferența. Din câteva mii de religii pe glob ne separă în două. Pleavă și greu. Păcătoși neiertați, netransformați, nedoritor de schimbare și păcătoși iertați, deveniți sfinți prin jertfa lui Isus. Când se va face selecția finală, doar cei curați vor fi parte din greu. Pleava și plaiele se aruncă. 2. Ce mai câștigă omul cu inima curată? O rodire binecuvântată. Spune Biblia în Luca 8:15: Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, și aici apare ceva ce în Matei 13 nu apare, unde din nou avem pilda sămânătorului. Îl țin într-o inimă bună și curată. Și fac rod în răbdare. Iubiții mei, de exemplu, roada dragostei care e pusă prima pe listă în Galateni spune Biblia despre ea în 1 Timotei 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Curată. Dintr-un cuget bun și dintr-o credință sinceră. Acum, cum mă o dragostea? E interesant, nu? Spunea cineva, măsura dragostei noastre este măsura sacrificiilor noastre. Haideți să ne uităm pentru un minut în Luca 10. Cu 33. Un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era cel căzut între tâlhari. Și când l-a văzut, a început să-l facă cu ou și cu oțet să-l mustre. Ce ai căutat la ora 10 pe străzi sau 11? Dar de ce ai ales drumul ăsta? Iubiții mei, uitați-vă că acest samaritan a făcut ceva ce ar trebui să facem și noi înainte să judecăm pe cineva. Haideți să mergem în locul unde e omul acela. A venit în locul unde era el. Nu un caz am întâlnit zeci în care familii cu mulți copii au fost făcute praf, judecate, lovite Bă, au făcut 10 și uite că 4 abonați la iad. Am o rugăminte pentru dumneavoastră. O mamă cu 10 copii pune 30 de porții de mâncare pe masă. Ai mers în locul în care era ea vreodată și să-l cu 52 de săptămâni într-un an și cu 20 de ani a unui copil care îi trăiește în casă până pleacă la facultate. Și să vezi câte mii de porți de mâncare s-au pus, câte nopți n-au fost dormite. Așa ușor lovim într-un slujitor, așa lovim, ușor de lovim într-o mamă, într-un tată, într-o familie care nu se mai înțelege. Dar Biblia îmi pune astăzi un exemplu în față a unui om cu inima curată, fără interes, fără judecată, fără lovituri. Niciun cuvânt, vă rog să mă arătați undeva în Biblie că samariteanul a spus un singur cuvânt către cel căzut. Nu, nu l-a lovit, nu i-a cerut socoteală. Însă uitați, când l-a văzut, vedeți, când mergi în locul acela, ți se face milă. De aproape un an, în fiecare marți, stau la birou pastoral. Și am lângă mine un pachet, două de șervețele. Că pe oamenii sănătoși îi putem mustra de la învon, dar pe cei care au cancer și vin la mărturisire, nu mai mere cu mustrare, acolo mere cu tratamentul. Mustrăm ca să prevenim. Dacă n-am reușit să prevenim, tratăm. Nu mai lovim. Și omul are nevoie în să-l înțelegi, să-l asculți și uneori stau o oră să ascult o persoană și într-o oră vorbesc cinci cuvinte. Și când te uiți în biserică zici, bă, dar ce tatuată îi mă, mustră o să vai și amar, Și când mergi în spate și o o oră și vezi că a avut un abuz în copilărie, îmi spunea o fată, tatăl meu era în adunare și acasă o bătea pe mama. 14 ani am fost în lume, numai de ciudă când am văzut fățărnicia asta. Și fata asta a făcut 5 ore până la Deva și a zis la de Cristi, mi-am dat seama că nu o să am motiv în ziua judecății să prezint ce-o făcut tata. E adevărat că nu o făcut bine, dar eu am nevoie de mântuire și vreau să mă pocăiesc. Când îl asculți pe om, știți că unii oameni nu au nevoie de soluții, au doar nevoie să fie ascultați. Văd, stim, să asculți un om. Să asculți o mamă care, la noi la biserică, la noi în Dev, am avut pe cineva 22 de ani s-a rugat pentru băiatul ei. În ziua botezului am văzut o fericită, bucuroasă. Imaginați-vă cum mănâncă o mamă care 22 de ani postește și se roagă când știe că pruncul e în discotecă, că e la jocuri de la noroc. Pentru aia nu înțeles ceva extraordinar și n-am văzut până anul ăsta lucrul ăsta în pildă, că dacă nu-ți arată Domnul, o să citești de mii de ori Biblia, că nu le vezi. Am mers la locul unde era el. Hai să mă cu papucii tăi pentru o zi, înainte să judec urmele. I s-a făcut milă și apoi uitați ce face dragostea mai departe. I-a legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a zis, frate păstor, să mai facă și alții, că numai pe mine mă vedeți. Nu. A doua zi, versetul 35, Samaritianul și-a întrerupt călătoria și-o noapte o petrecut-o cu rănitul. Pentru că măsura dragostei noastre este măsura sacrificiilor noastre o, oh, câți oameni sfinți cunosc, să te ferească, Domnul, să le ceri un euro pentru un frunzărac. sărac. Sfinți, toată ziua să laudă, internet n-am, zice televizor, nu am, de fumat nu fumez, de bărfit nu bărfesc. Sfânt! Nu, nu, nu. Să cercetăm pe orfan și pe văduve în ecazurile lor și să ne păzim neîntânați de lume. Sfințenia fără dragoste creează oameni religioși. Atât. Tât. Uitați ce spune Hangiu, ce spune omul acesta Samariteanul către Hangiu. A doua zi când a pornit la drum, o scos doi lei, i-a dat Hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi. O să pui Apocalipsa 22 cu 12 să vă arăt că Samariteanul se întoarce. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. O inimă curată rodește. Rodește. Trei, ce mai câștigă omul cu inima curată? Întâlnirea cu Dumnezeu față în față. Ferice de cei cu inima curată, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, ce mai câștig omul cu inima curată? Rugăciunea ascultate. Psalmul 66 cu 18. Ne spune aici ceva salmistul la care ar trebui să luăm seama. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Am botezat la noi pe cineva la noi, la biserică și era o doamnă al cărei băiat s-a rugat 14 ani pentru el. În ziua botezului, a venit din Piatra Neamț, bucuros, frate Cristi, mama face botezul. De 14 ani, mă rog pentru ea. Ce frumos e să ai un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, dar Dumnezeu ascultă rugăciunile făcute dintr-o inimă curată. Iubiții mei, vreau să încheiem în această seară și dacă mai sunt locuri în sufletul nostru cu praf, cu pânză de paianjen, cu pete, cu noroi, aș vrea să ne facem o cercetare fiecare. Nu pentru că am spus eu asta, ci pentru că Biblia spune asta. Am stat de vorbă cu oameni bolnavi, cu oameni care trebuiau să... Unii erau în vârstă și plecau spre veșnicie. Știți, în ultimele minute din viață, totul îți vine în minte. Am găzduit într-o seară la cineva, la o familie din România și îmi spunea sora împreună cu fratele, dar sora îmi spunea în special pentru că era vorba de părinții ei. O s de Cristi, mama mea a fost o sfântă, a fost o femeie a lui Dumnezeu. Tatăl meu a fost un rebel, un zbir în casă. Nu odată ne-o scos în zăpadă pentru că mereu la biserică. Și am zis, dar cum a fost sfârșitul lor? Că trebuie să se vadă și la sfârșit că cum ai fost în viață. O zis, mama a murit lăudând pe Domnul cu inima împăcată, cu pace, și tata. O zis, tata a murit într-o stare grea. Eram lângă el, era speriat de cine l-a aștepta. Că cineva ne așteaptă, știți? Îngerii pe Lazar și dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vină după bogat. Și i-am zis tatălui, acum fug după păstor să ți-l aduc, să te spovedești, să te mărturisești. O zi tata, e prea târziu. Dragii mei, vă invit astăzi, indiferent ce confesiune aveți, indiferent câți ani de la botez aveți, știți, la noi la români se face curățenie generală două ori pe an. <laughs> Facem curat în fiecare săptămână, dar în mod special curățenie în generală e de două ori pe an. Mi e cam frică nouă la bărbați de curățenie asta. Să dau perdelele jos, draperiile, dacă ar putea să soro scoate și parchetul. Știți? Orice praf, zice. băi, zice, vine Crăciunul, zice, vin, vin musafiri. Spuneam azi dimineața și cu asta închei. O trimis domnul doi ucenici, intrați într-un sat, o să vedeți pe un om cu un urcior de apă. Ce mesaj e ăsta? Un om preocupat de curățenie. Care a să vă arate o odaie așternută cum? gata, pregătită, pusă la punct. Acolo zice, Domnul, vreau să iau cine. Nu zice, auzi, unde mereți, găsiți, dacă e ceva liber, orice. Nu, nu, nu. O zice, Domnul Iisus, vreau să iau paștele cu ucernicii mei într-o odaie curată, așternută, disciplinată, ordonată. Acolo vreau să iau cine. Iubiții mei, aș vrea să fac din inima mea un loc unde Iisus să se simtă bine să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuluiți pentru ziua răscumpărării. N-ați vrea la rugăciunea asta de final să ne facem o analiză. Mă uit la copiii mei când aspire, când încerc să-i implic la treabă. Știți, dacă mai treci o dată cu aspiratorul pe mochete, parcă mai este ceva încă o dată. Hai să mai trecem astăzi cu aspiratorul pe inimă. Poate mai este un compartiment unde n-ai intrat de mult unde spui mă, musafirii nu intră în cămară. Pot să fac, lasă cămara să fie. Da, știu eu. Dar stăpânul casei poate intra și acolo. Și de fapt ce e în cameră, în spatele magazinului, adult și pui pe raft. Și dacă ai mucegai în spate, ai toate șansele într-o zi, fără să vrei să scoți mucegai în față. Și s-ar putea cineva care va mânca din hrana care vrei să o servești să se intoxice și să răspunze el? Spunea o fată, tată m-a bătut. Că mințit. Dar în ziua când l-am prins pe el cu minciuna, toată bătaia nu mai conta și nu mai fost, a fost zero pentru mine. Că -mi cerea curățenie când el era miserabil. Ce îi spui? Uite te la Domnul. Tata, Domnul e noi. Doamne binecuvintează întreaga biserică, cu o inimă curată. Haideți să ridicăm în picioare, iubiții mei, în urma acestui mesaj, să facem o rugăciune de cercetare, de decizii noi, de o dorință sinceră, după o curățire pe care Domnul ne-o poate face, și apoi, la final, în a doua parte, să mulțumim Domnului că și astăzi a fost cu noi. Amin. Ne rugăm.